La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat Cupa Alexandriei la cross, competiția ajunsă deja la cea de-a 5-a ediție. Clubul sportiv școlar Caracal a participat cu 16 sportivi antrenați de Mirela Vanea. Cu toții au reușit performanța de a urca pe podium. La acest concurs au participat sportivi de la 8 cluburi din țară, dar și școli gimnaziale din Alexandria. Am participat cu un număr de 16 sportivi la această competiție. Elevii pe care îi antrenez au reușit toți să urce pe primele 3 trepte ale podiumului. La competiție au participat 8 cluburi sportive și câteva școli gimnaziale din Alexandria. Următoarea competiție se va desfășura la începutul lunii iulie. Este vorba despre campionatele naționale Under 18, unde obiectivul este obținerea unei medalii la proba de greutate prin Antonio Axientev.